Salutare, fraților! Începem clipul de astăzi prin continuarea celui anterior. Și anume, ia uitați cum a decurs lipitura asta la far. Rășina asta s-a întărit, e totul bine. Cum să dai polish unor faruri, astfel încât să iasă, uite așa, rezultatele se văd, își pun cuvântul. Hai să trecem la treabă. Acum nu ne place cum arată exact așa, ci vom încerca să corectăm un pic sticla asta de la far și să o facem să arate cât mai... Pentru asta o să folosesc la început un șmirgel de 270 și trebuie să șlefuim bine, 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 bine. Totdeauna atunci când vom turna apă peste o suprafață șlefuită, ar trebui să arate ca atunci când va fi lăcuită. Să vedem. Vedeți că mai avem ceva de șlefuit până îndepărtăm toate impuritățile. Pare că e gata cu primul șmirghel. Folosim un șervețel, ștergem tot ce a rămas rezidu. Ștergem bine, bine, bine și inspectăm suprafața. Motoarea granulației a șmirghelului este pe 400, iar de aici încolo ar fi bine să folosim peste tot apă atunci când șlefuim. Turnăm puțină apă pe șmirghel. Turnăm puțin apă pe piesă și începem treaba. Continuăm procedeul cu șmirghel de 800. Din nou udăm, șlefuim bine, bine, bine. După cum vedeți, începe să se observe prin apă un pic din transparența farului, ceea ce este foarte, foarte bine. Cum se prezintă farul înainte de șmirghelul de 1500. Putem observa că la trecerea cu degetul zgârietura nici nu se mai simte. Deci aceasta ar trebui să nu fie o problemă la apă, fiind deja astupată foarte bine. Ia uitați cum stă treaba când e farul umed. Cu șmirghelul de 3000 frecăm. Se vede foarte bine prin zona asta unde a fost crăpătura și singurul lucru pe care l-am făcut a fost doar să frec cu șmirghel și cu apă, din câte ați văzut și voi. Ia hai să luăm șervețelul să ștergem, să vedem dacă este mătuit. Sigur va fi. Ia uitați cum arată farul, se vede până aici unde a fost șmirghelul cu cel mai abraziv și aici cu cel mai fin. Din păcate se vede o linie de tranziție între ele și nu mi-aș fi dorit chestia asta. Cum aș încerca o metodă? Aș putea încerca o metodă să încălzesc sticla asta și plasticul de la suprafață se va topi și astfel va omogeniza sticla. Sau aș putea să încerc metoda cu o pastă abrazivă specială, pastă de polish. Pun niște pastă aici, cu un burete special, învârt și ar trebui să dispară. Încercăm metoda cu pasta prima oară, iar dacă nu merge, încercăm metoda cu flacără. O mașină și la fel ca și șmirghelul, pasta de polish are abraziuni diferite. Am o pastă aici mai abrazivă pe care o vom folosi prima dată. Avem grijă să acoperim atât buretele bine, bine și să dăm un pic și pe piesă. Cred că am dat prea mult. Nu nicio problemă, va prelua buretele. Așa. Și hai să începem. M-ar fi ajutat foarte mult dacă aveam un suport fix în care să țin farul. Hai să ștergem să vedem ce a ieșit. Unde am pus eu șervețelul? Este fix aici. Folosim și un pic de apă.
Apa e prietenul vostru în acest scenariu. Ștergem bine, bine, bine. Luăm un șervețel uscat, să fim siguri că am șters tot ce se afla pe far. Și din păcate încă vedem urma asta. E bine, ca să înlăturăm urma asta, trebuie să frecăm mai bine cu șmirgherurile acelea intermediare. Cred eu că va fi așa de deranjant. Dar ca să nu ne pară rău mai târziu, nici nu știu dacă să frec sau să vă arăt metoda cu ăsta. Nu, aici o să mai frec cu șmirgherurile acelea intermediare, trebuie să mă întorc la șmirgherul acela de 800 și de acolo înainte voi încerca să forțez un pic mai mult pe aici. Am terminat cu pasta abrazivă, cam mai devreme. Hai să o ștergem bine, bine, bine. Să vedem rezultatul. Bine, din câte vedeți, încă avem aici ceva mat. Chestia asta, cred că... Da, încercăm metoda cu flacăra. Ia uitați, am luat o lampă cu gaz, o lăsăm să se încălzească bine, bine, bine. Și acum sperăm să meargă. Teoretic ar trebui să trecem doar flacăra foarte ușor prin dreptul ăstuia și ar trebui să se facă transparent. Da, vedeți care e problema la asta, nu trebuie lăsată foarte mult, aici a început să topească. E pur și simplu încălzit ușor. Ceva a crăpat, mai bine. Încercăm a 17-a oară să-i dăm cu poliș abraziv pe far. Cu poliș pe el arată bine. Acum sperăm că atunci când îl ștergem nu reapare urma aia. Încă reapare. Mai dăm o mână. Deschidem cutia de poliș fin. Oh, s-a cam întărit, e cam vechi. Așa soluție de geamuri. Ștergem bine, bine, bine. Ultimul pas din rusturirea farului este aplicarea unui lac pentru a preveni îngălbenirea acestuia.
Iar pentru lucrul ăsta vom merge afară. Vom încerca să aplicăm 2-3 starturi destul de subțiri de lac pe far. Vedeți și voi cum arată în momentul de față. Aproape că nu se mai vede niciun fel de tranziție între cele două părți. Crăpătura e încă aici, scopul nu a fost neapărat să scot crăpătura, ci să o fac cât să nu mai intre umezeală pe acolo. Crăpătura, ați văzut și voi, se continuă și pe aici. Așteptăm să usucem mâna asta de lac și vă mai dau în continuare. Luăm cel de-al doilea far. Pentru cel de-al doilea far vom face o metodă un pic simplificată, și anume vom turna apă pe far și folosim doar șmirgerul acesta de 3000. Frecăm bine, bine, bine tot farul. Dăm cu puțină apă cu săpun, ștergem bine cu un șervețel. Și să vedem în ce condiții este farul nostru după ce se usucă. După ce se usucește. Ok, vedem că s-a mătuit un pic. E exact ce ne doream. Și acum începem din nou procedura cu abraziv fin. Luăm, punem un pic așa pe tot farul. Luăm și punem și pe burete. Așa. Începem treaba. Perfect, trecem la treapta a doua cu șmirgerul, cu pasta de lustruire, care nu ar trebui să arate așa, doar ca mea, cred că s-a învechit. Asta jur că arată așa de bine încât nici nu aș mai da lac, dar trebuie pentru că o să se îngălbenească. Am venit din nou afară, farul ăsta arată foarte bine, nu pare că ar mai avea nevoie de încă o mână de lac. Zona aia pare că aproape a dispărut, se văd niște microfisuri în sticlă și asta se văd din cauza prostiei mele de atunci de când l-am încălzit. Cred că asta e crăpătura care s-a auzit, sper să nu fi crăpat din nou crăpătura în sine și să fi muncit degeaba. Hai să luăm și farul ăsta, să-i dăm și lui o mână de lac și să le montăm. Nu știu unde să-l las, nu știu unde să-l las. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, să dați subscribe, să trimiteți clipul și altora și până data viitoare aveți grijă de voi. Pa!